170 de elevi din satul Ghergani, orașul Dâmbovețean Răcare, au început de astăzi o unitate de învățământ modernă realizată din fonduri europene. Școlarii se bucură atât de sălile de clasă ultramoderne, de noul laborator de informatică, teren de sport, sală de sport, bibliotecă, sală de lectură și laboratoare, cât și de faptul că au pentru prima dată sistem de supraveghere video, spații de recreere, scenă exterioară și piste de role. A participa la inaugurarea unei școli înseamnă a participa la inaugurarea unui templu al luminii, al cunoașterii și al credinței. Se binecuvintează școala aceasta prin stropirea cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Un sfat din bătrân spune să nu ne uităm niciodată rădăcinile, să nu uităm niciodată de unde am plecat și mai ales să nu uităm pe cei cărora le datorăm ceea ce suntem azi și locul din care ne-am luat zborul spre destinul nostru. Cred că fac parte dintre aceia care nu au uitat că rădăcinile se află aici, la această școală pe care astăzi, cu mândria lucrului bine făcut, o predau generațiilor de elevi de acum, dar și celor viitoare. Da, am fost elevul acestei școli timp de 8 ani, în care am descoperit tainele cititului și ale scrisului. Am învățat că 1 plus 1 fac întotdeauna 2. Am zburat pe aripile imaginației la orele de literatură, am descoperit că nu suntem singura națiune de pe planetă, că istoria noastră cunoscută începe cu vreo 2 milenii în urmă, că organismul omului este unul complex, că trebuie să ne bucurăm, să apreciem și să protejăm frumusețile naturii care ne înconjoară și multe altele. Această școală este locul unde generații întregi de elevi, asemenea mie, și-au început călătoria spre cunoaștere, o cunoaștere încărcată de taine pe care nu le poate bănui nici cel care pășește cu timiditate spre învățătură, dar nici cel care are menirea să conducă acest mers al învățăcelului. Inaugurarea de astăzi are loc într-un context cu totul deosebit. Ieri, pe data de 9 mai, am avut o triplă sărbătoare. Am omagiat pe cei care s-au jertfit pentru țară, războiul de independență, am marcat 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și, foarte important, am marcat ziua Europei. Evenimentul de astăzi este posibil pentru că s-au făcut de-a lungul anilor eforturi ca să putem intra în marea familie europeană. În anul 1994 s-a semnat primul acord de asociere, în anul 2004 a fost semnat acordul de intrare a noastră în această comunitate europeană și din 2007 am avut posibilitatea să accesăm fonduri europene. Și trebuie felicitați toți cei care în 2007 până astăzi au reușit să aducă banii europeni în România, în județul Dâmbovița și în fiecare dintre localități. Școala Ghergan de astăzi este finalizată din bani europeni. În al doilea rând, vreau să spun domnului primar că n-am încercat să împart niciodată județul pe culori politice. Datoria mea este să ajut toți cetățenii din acest județ. Și cred că și la Răcare am făcut această demonstrație dacă ne uităm la proiectele pe care le-am derulat împreună în acești 4 ani de zile. Și vă asigur că vom continua încă 4 cu proiecte importante. Este și pentru mine, ca reprezentant al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, un prilej de bucurie să particip astăzi la sărbătoarea răcărenilor. Fiindcă este o sărbătoare și pe fețele și în sufletele voastre se citește acest lucru, iar sărbătoarea este cu atât mai importantă cu cât proiectul, ceea ce ați realizat aici, reprezintă o vatră de cunoaștere. Fiindcă, după părerea mea, alături de sănătate și credință, cunoașterea, educația, reprezintă cei 3 piloni importanți pe care o nație puternică se poate dezvolta.
Iar această școală, această vatră de cunoaștere care se deschide, vi se deschide astăzi, este un minunat prilej de a vă bucura și de a învăța și de a fi utili localității voastre, județului și țării întregi. A fost unul din primele proiecte pe care le-am făcut. Încă eram arhitect stagiar. În momentul în care am început la proiectul Școlii Generale Ion Ghica din Ghergan Răcari, și aș vrea să îi mulțumesc domnului primar pentru ocazia pe care ne-a dat-o de a lucra la un astfel de proiect, pentru că noi, colectivul de proiectare, în proporție de cel puțin 50%, dacă nu chiar mai mult, eram sub 30 de ani. Eram tineri arhitecți, ingineri, la început de drum, și am încercat să facem o școală așa cum ne-am fi dorit noi să fie școala în care am învățat. Marți 10 mai, înalt preasfințitul Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei, primarul orașului Răcari, Marius Caravețanu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Țuțuianu, Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia și conducerea Inspectoratului Școlar Dâmbovița au tăiat panglica inaugurală a acestui obiectiv. Școala Ion Ghica din Ghergane a fost cuprinsă într-un amplu proces de modernizare pe fonduri europene. Este vorba despre proiectul Reabilitare, Modernizare, Extindere și Echipare Infrastructură Educațională Școala Ghergane, oraș Răcar, județul Dâmbovița, cu finanțare prin POR, AXA 3, Infrastructura Socială, Domeniul de Intervenție 3-4, Infrastructura Educațională, în valoare totală de 9.177.112 lei. Nu au lipsit nici momentele speciale, și anume dezvelirea bustului omagial Ion Ghica, la care a fost prezentă și Irina Bosi Ghica, una dintre strănepoatele lui Ion Ghica, stabilită în Franța. Pentru tot românul cu simțire, cu memoria trecutului, dar și a trăirii prezentului, adânc înrădăcinate în conștiința de neam, ziua de 10 mai 1866 poartă semnificația nașterii României moderne. Azi, 10 mai 2016, în ceas aniversar, la un veac și jumătate de la urcarea pe tronul României a domnitorului Carol I, se cuvine a aduce un omagiu pios și recunoștința noastră păuritorilor României moderne. Un loc aparte în Galeria Valorilor Naționale, a iubitorilor de țară și apărătorilor de neam, îi revine celui pe care azi îl comemorăm și îl omagiem în egală măsură, Ion Ghica. Această investiție a fost una cu probleme, dar prin eforturi susținute a fost dusă la bun sfârșit.